Pe durata primei zile de teste, joi, am parcurs drumul de la București la Covasna, în stațiunea Covasna, prin Prejmer, județul Brașov, într-un Renault Megane cu un motor mic și normal, dar bun pentru traficul urban, un DCI de 130 de cai putere, care ne-a permis să facem și depășiri, am făcut și economie de carburant și totul a fost în bună regulă. Astăzi, în cea de-a doua zi, vineri, ne întoarcem la București cu o bestie, cu versiunea de 205 cai putere, un benzinar de 1,6 litri, Renault Megane GT. Și în scurtă vreme, această gamă pe care o vedeți în spatele meu și o veți vedea în toate fotografiile și videoreportajele realizate, această gamă, spuneam, va fi disponibilă la vânzare. Este cea de-a patra generație Renault Megane, o compactă făcută de Renault, creator de automobil. Se lupte cu Ford Focus, Opel Astra, Volkswagen Golf și Peugeot 308.